Adeseori, încercând să facem cuiva un bine, ne trezim că ne provocăm nouă înșine un grav prejudiciu. Bătrânii și mai ales cei singuri sunt deosebit de vulnerabili. De ce? Pentru că suferă de probleme de memorie, de atenție, de judecată, de mobilitate, chiar și de auz. Pentru că se tem îngrozitor de faptul că ar putea să li se întâmple ceva rău și să fie singuri. Pentru că se simt neputincioși, în primul rând, trupește. Și pentru că sunt foarte dornici să creadă pe oricine le spune ceea ce pe ei îi interesează cel mai mult. Că vor fi bine îngrijiți și că vor avea companie. Elena a rămas văduvă în urmă cu 5 ani și, chiar dacă financiar o duce foarte bine, se simte foarte singură. A acceptat să participe la un studiu făcut de Irina Petrea despre pensionari. E așa de greu câteodată să intrăm în casele oamenilor de vârsta a treia, deși mulți dintre ei se bucură, clar, și ne primesc cu bucurie, pentru că nu le mai calcă nimeni pragul de atâta timp și de-abia așteptă să se plângă de orice au săraci pe suflet. Dar alții sunt foarte așa rezervați și nu vor să audă. E interesant să știm mai multe despre ce se întâmplă cu acești oameni. Vezi tu, trăiește o viață complet atipică pentru cei mai mulți oameni de vârsta a treia. Da, în momentul în care nu mai ai grija zilei de mâine, totuși cauți să-ți completezi într-un fel viața cu o persoană care să-ți umple. Deci copilul meu plecând totuși în străinătate, simt nevoia de cineva în casă. Ei, și atunci de asta am apelat la nepoată. Cu toate că unele persoane, dar nu ți-e frică? Sau, de ce să-ți fie de frică? Nu de nepoată, de persoane. Sunt tineri. De persoane? De care persoane? Cei pe care mi-a recomandat. Pentru ce? Vreau să-i primesc în casă, chiriaș, și în același timp suflu acela tânăr sau să știu că îți deschide cineva ușa, că are grijă cineva de tine sau dacă se întâmplă ceva. Te-ai hotărât să ieși de chirie? Am încredere în nepoata mea. Deci dacă ea a recomandat, sunt colegi de facultate și spune și garantează pentru ei, atunci parcă îndrăznesc să fac lucrul ăsta și mă bucur că pot să fac un bine. Sigur că da, dar totuși ar fi bine să-i vezi tu înainte să-i primești în casă, adică să-ți aducă, să-ți prezinte, să vezi, să te interesezi de părinții lor, de unde vin, de cine sunt, știi? Ea mi-a spus ceva, ceva. Și acum și Natalia e doar puștoaică. Este, dar totuși are o educație și zic eu că am destul de experiență să pot să îmi dau seama dacă sunt de treabă sau nu, bineînțeles. Păi, nici problemă, mai trecem pe aici, ne mai vedem, mai da, și am vorbim. Să te țin la curent, am să te țin la curent cu evenimentele și dacă este, îți cer sfatul. Nepoata Elenei are o relație cu un bărbat mult mai în vârstă decât ea. Ai de pisi, lasă pauza. Nu, pisi, nu, lasă pauza. Mai pisi, dar după... Înțelegi că eu am nevoie de acțiune în viața mea. Nu am nevoie să stau, să pierd timpul, pauze de 20 de minute. Mai, fată, dar am și eu nevoie de o pauză de 10-15 minute. Ai, mă, că n-ai nevoie de nicio pauză. După pauză, știu că tu poți, după 12, 14, 16 ore de stat într-un spital, trebuie să mai mă relaxez și eu. Haide, că nu e adevărat. Ba da. Haide, te descurci, haide, ia uite ce ai aici. Am. Haide, pisi, haide. Păi faci așa, că eu îmi găsesc altul mai tânăr. Dacă nu încetezi cu chestiile astea. Da, pe bune. Acum ce să... Ca și tu nu ești afectat prin cinosul, ai nevoie de bunica mea, nu de mine. De ea ai nevoie. Rezolvăm și pe bunica ta, nu e nicio problemă. Oprești pe bunica mea. Și pe tine și pe ea, n-ai zis că nu este să bărbați mai tineri? Păi... Poate facem și asta cu tine. Că nu e așa mare diferență. Bă, n-ar fi doar. N-ar fi doar, nu? Tragem pe ambele părți. Exact. Perfect. Și unde mergem? Nu știu. Unde vrei? Trebuie să fac cunoștință cu ea. Fă-mi. Când îmi faci? Nu știu. O să-i zic că i-a murit medicul de familie. Îi fac rost de asta. Eu sunt medic de familie. Nu-i nimic, te faci. Bine, pentru o avere, faci asta. Cum să nu? Haide, că vreau tura a doua.
ziua, Olga și Vladimir! Elena face cunoștință cu colegii de facultate ai nepoatei ei, Natalia. Prietenii lui... Natalia, da. Haideți să vă pup! Copii tine și frumoși! Păi dar suntem colegi de facultate! Sunteți o bunicuță foarte frumoasă, mulțumesc, să știți că v-am adus și un buchet de flori. Dacă știam că sunteți așa frumoasă... N-am mai primit de mult flori, mulțumesc mult de tot. Era de dimineață și doar florile astea le-am găsit, dar... Mulțumesc! Și cum ați călătorit? A fost un drum lung. Ne cerem scuze dacă am deranjat. Și friguros. Nu n-ați deranjat absolut și v-aștemnat și m-a recomandat cu multe cuvinte frumoase. Ne bucurăm că suntem aici și că ne-ați primit în casa asta. Ne așteptam să fie o căsuță modestă. E destul de modestă. Nu, este minunată și este îngrijită. Noi deja... Lăsați bagajele aici, nu e nicio problemă. Sunteți ca de-ai case. Dar să știți că noi, pe lângă bagajele astea, mai avem câteva și am vrea să știm cam când am putea să mergem să le aducem pe restul. Deja de ieri sunteți mutați aici. Da, o întrebare. Doriți separat sau sunteți împreună? Păi noi suntem împreună, da? Da, perfect. Am o cameră specială pentru voi. Luați loc. Ia uite ce copii, ce comii, mă bucur că am parte de așa ceva. Sper că o să ne înțelegem foarte bine. La ce facultate sunteți? Noi la management. Management? Nati, parcă a spus altceva. Noi, să știți că, de fapt, lucrăm la un proiect împreună de management, cam despre asta e vorba. Da, în paralel. Aha. Da, și ne-am implicat Nati! Atât de mult. Nati! Ia uite cine a venit. Hello! Sunt colegii tăi, nu? Da, Olga și Vladimir, ce faceți? Bună! Bună! Natalia pare încântată să-și reîntâlnească prietenii, iar Elenei îi crește sufletul să o vadă pe unica ei nepoată și moștenitoare, radiind de fericire. Deci, ciocolată caldă, dacă aveți, ar fi minunat. Da. Vă mulțumim! Nu ne-ai spus care atât acasă. Uite câte chestii. Nu ne-ai spus care foarte mult spal la ce vă așteptați. Uite câte chestii. Am mâncat fără multe chestii de aici. Te-ai mulțumit și pe atât. Nu mai te mai toți banii. Baia! Toată căsăia mea nu vă dați seama. Nu are pe nimeni altcineva, sunt singură moștenitoare. Deci o să fie foarte ușor. Singura, extrem de ușor. Ce v-a întrebat, cum a fost? Ne-am încurcat un pic la facultate, da? Ne-am descurcat. Of, casa asta nu găsesc de niciunele. N-am niciuna, nici alta. Dar stai să vă întreb ceva. Voi aveți acte? Nu putem dați un buletin? Acum nu, pentru că abia am venit în București și toate actele sunt acasă, nu avem rezidența aici și o să ne facem. Putem să-i luăm noi în spațiu și asta vroiam să spun că cu ocazia asta, luându-vă în spațiu, o să aveți acte să puteți să vă faceți. Nu e nicio problemă, să ne rezolvă, stați liniștit. Oricum, stai liniștită că îi cunosc de atâta timp. Adică, n-ai de ce să faci probleme bune, sunt niște copii extraordinari, o să te ajute mult în casă. La cumpărături? Da, asta am vrut să vă spunem când ați spus că nu aveți ciocolată caldă, că o să mergem noi și o să facem cumpărăturile cu drag. Mergem împreună. Da. Noi o să vă ajutăm cu sacoșele pentru că suntem mai tineri și dumneavoastră să nu vă forțați, că nu aveți de ce, mergem împreună, o să fie foarte asta e foarte bine. Hai să vedem acum să vă prezint capul. Haideți, da? Haideți. După dumneavoastră. În sfârșit ai venit! De mâine nu vreau să-i mai văd pe ăștia în casă. Nu știu ce faceți, nu știu ce vorbiți cu ei, da? Dar de mâine nu mai apar aici. Dacă tot ai început să mă masezi pe picioare, de ce nu începi să mă masezi pe tot corpul? Eu vă plătesc pe voi ca să vă dau idei! Poți să ne dai idei, da? Ești complicele nostru, să știi. A trecut o săptămână de când cei doi studenți s-au mutat în casa Elenei. Cum merge Elena cu noua ta companie? Cu noua mea companie o să fii surprinsă. O să fii surprinsă pentru că sunt deosebit. Cred că dacă erau copiii mei, poate nu erau atât de reușiți. Serios? Serios. Sunt foarte deosebit și atenți. Vin acasă, găsesc curat. În bucătărie puteți spală vasele, nu trebuie să le spăl eu. În continuu sunt drăguți cu mine, dacă sunt cumva nu mă văd până casă, bat la ușă și mă întreabă. Da, contractele ai făcut? Deocamdată nu. I-am întrebat de buletine, mi-au spus că nu au, tocmai pentru faptul că ei fiind în provincie, nu, și nu din provincie, din
Chișinău, nu știu de pe unde sunt. Da, din Republica Moldova. Și atunci, eu făcându-le acest contract de închiriere, ei poate să-și facă buletine. Ceea ce am zis că este ok. Știi cum e? Bine să fim un pic prudenți, mai ales că sunt o grămadă de oameni care, ce fac, exploatează cumva singurătatea oamenilor mai în vârstă, bunătatea lor, uneori chiar ceea ce ei numesc credulitate. Da, dar în momentul în care acorzi bunătate, parcă omul ăla îl forțezi să fie și el, să apuce pe un drum mai sănătos. În lumea de astăzi, multă lume se poartă cu răutate și cu invidie pentru faptul că primește așa ceva și atunci vrea să răspundă la fel. Nu vreau să te sperii, eu vreau să fii foarte realistă. Și chiar și pe Natalia o pot păcăli. Nu spun că ar fi ei, nu. Deci nu ne referim strict la ei. Și pentru Natalia că cunoaște, este un copil cu și păcat. Exact. Vorbim într-un mod mai larg, într-un sens mai larg. Deci pot exista persoane care să mimeze foarte bine. Exact. La vârsta lor crezi că au asemenea... Și mai e timpuriu de atâta, să știi. Inocența, o putem asocia cu persoane foarte, foarte tinere, dar nu uita, dacă nu știm nimic despre mediul în care au trăit, despre istoria lor de viață, despre părinții lor și așa, dar mai în departe... în cazul meu n-am cum să aflu lucrurile astea. Deci trebuie să merg pe garanția nepotului. Cum să nu? Trebuie să cu ei. Bine, măcar să ți-au povestit ceva despre ei, despre familiile lor, despre... Nu, mai mult cu facultatea, cu ce studiază ei, adică... Și parcă nici nu mi-a venit așa să intru cu mâinile în sufletele lor. Fiul Elenei, Costin, s-a întors în România pentru câteva zile. Bună seara! Nu pot să cred, nu pot să cred, Costin! Ce faci, mamă? În sfârșit ai venit! Ce bine a de tine! Cum arăți? Cum arăți? Ești bine? Bine! Mi-ai făcut o surpriză, Doamne! Nu mă așteptam la așa ceva, zău, nu mă aștept! Dar oricum trebuia să-mi spui, pentru că știi de ce? Tu ții minte când mama îți făcea mâncărică bună, cum e la noi în România, nu? Spaghetele și nenorocirile acum alea ce le mănânceam. Acum am mâncat pe două, bună seara! Bună seara! Avem musafir? Costin află cu surprindere că Olga și Vladimir stau în gazdă la mama lui. Păi de când avem noi chirieși? Știi, m-am simțit nevoia, că nu mai puteam, bine lăsăm eram să discute singura. Și mergem sus, sus, da? Avem oricum foarte multe de făcut, teme pentru facultate și așa mai departe. La revedere! Nati i-a recomandat, sunt colegii ei de facultate. Fică. Trebuie să înțelegi și tu că eu în casa asta mare așa nu mai puteam să stau singură. Am și eu nevoie de cineva să mă ajute la grădină, la... Eu te înțeleg, dar sunt doi străini, mamă, la tine în casă. Da, uite-te da. Și tu ce de lucruri de valoare avem pe aici prin casă și tu ai doi străini în casă care... Cine sunt? De unde sunt ăștia? Cum sunt? Ce? Trebuie să ai încredere în oameni totuși. Ce știi despre ei? Știi ceva despre ei? Nati a recomandat că sunt colegii de facultate și până acum să știi că nu. Păi și Natal... Niciun fel de prostie sau și eu știu să dispară ceva din casă. De ce o ții tot timpul așa? Am vorbit și cu tine la telefon și cu ea. De ce nu mi-a spus și mie? De-aia era problemă că am apărut așa din senin? Ce da, se întâmplă dacă v-aș fi spus că vin? Ca să fiu, nu mai fiu singură în casă. N-am făcut-o pentru bani sau pentru altă situație. Ți-am zis de o grămadă de ori să vinzi aici și să vii cu mine în Italia. Să care... fim înțeleși, da? Casa asta nu se vinde niciodată atâta timp cât trăiesc eu. Când nu o să mai fie eu, faci ce vrei cu ea. Tati! Doamne, când ai venit! Natalia, ce lași, tată! Știi că avem ceva de discutat. Ce de discutat? De ce i-ai adus pe ăștia doi în casă? Doamne, veniște-i pus direct pe discutat! De ce i-ai adus pe ăștia doi în casă? Pe Vladimir și pe Olga? Păi cum îi cheamă? Cum vrei tu să le zici? Doamne, ne-ai cunoscut? I-am văzut pe aici, sunt doi străini, da? Deci tati, nu cum ce să cunosc. Copii excepționali. Cum ce... Tată. Ce înseamnă copil excepțional? Ăștia doi sunt în casă la noi, nici nu știi cine sunt. Eu avem zic să încetați, de lucruri de valoare eu aici. Îi cunosc de o grămadă de timp. Eu zic să încetați și să nu vă mai certați. Așa e problema mea tate. Și eu am hotărât să fie așa. Nu e nicio problema ta și nu e nici problema ta. E problema noastră, a familiei, da? Doi străini în casă, eu mâine... De mâine nu vreau să-i mai văd pe ăștia în casă. Nu știu ce faceți, nu știu ce vorbiți cu ei, da? Dar de mâine nu mai apar aici. Doi străini. Nu, care nu, pot nu, să-ți nu, facă nu, orice mamă și oricând și tu ești de vină. Nu, te rog frumos. Hai să vezi că o să fie bine.
Tati, n-au de ce să plece, sunt niște copii foarte buni, au ieșit pe bunii toată ziua în casă, curățenie, mâncare, tot ce are nevoie în casă, asta copiii ăștia se ocupă, sunt niște copii foarte buni, n-au ce să facă, îi cunosc de foarte mult. Natalia, sunt doi străini în casă. Da. O vin la facultate aici să învețe să-și facă un viitor și tu ce faci, le iei șansa asta? Dacă sunt sărași, să ducă să muncească, sunt o grămadă de studenți care muncesc, noaptea, part-time, deci au ce să facă, da? Păi, atunci, cum se angajează, deci tot au nevoie de o casă unde să stea. Nu e vorba de bani sau că au nevoie de așa ceva, au nevoie și ei de un suflet. Și eu am nevoie, în primul rând, nu este subiectul lor principal. Mamă, este un motiv, de mine vorba. Nu e un motiv să stai cu străini în casă, da? În condițiile în care, uite și tu ce pe lumea asta. Eu zic că e mai bine să încheiem discuția asta aici și rămâne cum v-am spus, da? Vă duceți, vorbiți cu ei și mâine, afară, da? Bagaje tot, nu mă interesează unde, în cămin, habar nu am. Natalia i-a trimis un mesaj Olgăi cu instrucțiuni clare despre cum să-l convingă pe tatăl ei să-i lase în casă. Oh, îmi cer scuze, cred că am greșit camera. În mod sigur ai greșit camera, domnișoară. Am auzit discuția de jos și am văzut că aveți ceva împotrivă cu noi și doriți să plecăm. Sincer, n-am nimic personal cu voi. Problema mea este că nu m-au anunțat și că au apărut doi oameni în casă despre care eu nu știam. Și asta e foarte important pentru mine. Da, dar vedeți dumneavoastră... Costin? Corect. Noi suntem tineri, nu avem un loc de muncă stabil, venim din afara orașului, nu cunoaștem Bucureștiul și asta ar fi ca un început nou pentru noi și avem nevoie să ne acomodăm și cu orașul și cu casa și așa mai departe, cu facultatea, nu mai spun. În situații de genul ăsta e bine să vă găsiți ceva de lucru, da? Și să luați viața de la început. Eu pun pariu că și dumneavoastră ați fost în situația noastră. Da, dar eu am muncit în timpul facultății, să știi, domnișoară. Pentru că ați avut bani. Au fost și bani, dar nu despre asta e vorba. Cum spuneam un pic mai devreme, e vorba de a discuta și de a fi informat ce se întâmplă în familia mea atunci când eu nu sunt aici. Ei bine, noi provenim dintr-o familie săracă și nu avem un impuls de la spate. Asta e situația. Am înțeles. Totuși, cred că e mai bine să plecați, da? Să vă găsiți în altă parte unde să stați. Aș fi vrut să mă dau cu cremă pe picioare. Ați putea să mă ajutați și pe mine, vă rog? Pentru că e crema anticelulitică și am nevoie să fie masată bine ca să intre piele. N-ar putea mai bine, prietenul tău, să te maseze? Vladimir deja doarme, e deja cam târziu, eu mi-am făcut duș și dacă tot sunt aici, nu văd de ce nu. Da, nu mi se pare prea ok, dar hai să terminăm bine, repede ca să poți să stăm pe canapea. Aici, pe spate. Aici? Da. Așa. Oh. E bine? Da. Și mai jos puțin și strângi, poți să strângi mai tare. Cred că te-ar fi mai bine dacă asta așa. Nu? Cred că ar fi bine și așa. Mergi la sală? Nu, dar merg foarte mult pe jos. Înțeles. Îl consider sănătos. Da, tu ești masor? Pentru că te pricepi? Da, am făcut ceva. Da, te pricepi foarte bine. La sală și probabil de asta. Înțeleg. Dar îmi place să fac masaj. Dacă tot îți place să faci masaj, nu vrei să mă dai pe tot corpul? Păi crezi că e ok? Ce-o... Nu știu. Vladimir? De ce nu ar fi ok? Ai putea să faci ceva ce el nu e în stare să facă pentru că doarme. Deci, dacă tot ai început să mă masezi pe picioare, de ce nu începi să mă masezi pe tot corpul? Ești sigură că doarme? Da. Ok. Și dacă ar veni peste noi, este vreo problemă? Vrei să facem... Păi, nu știu. Nu mă gândeam la asta. Dă-i seama, dacă mă găsi aici cu tine, cremuindu-te... Vladimir, nu e o problemă. Dacă el nu e în stare și un bărbat așa ca tine, matur, cu barbă, e în stare de așa ceva, de ce nu? Da, nu știu ce să zic. Ești cam... Asta ne mai lipsea acum, dar te-am spus să vii să mă ajungi la cumpărături ieri, când era cald și frumos, nu acum. Planul Nataliei s-a dovedit a fi un succes total. Olga și Vladimir rămân în casa Elenei fără alte explicații sau întrebări.
Pe zi ce trece, Olga reușește să se apropie din ce în ce mai mult de bătrână. Tot timpul numai la telefoane vorbiți. S-a întâmplat ceva la facultate? SMS-uri și alte chestii, dar să ajuți... Păi și atunci de ce mai sunați? Avem ceva de făcut, un proiect? Bun, și să a pus asta grea. Păi bun, când ai nevoie de mine? Planul de a scăpa de bunica ei dă greș, Natalia le cere explicații Olgăi și lui Vladimir. Este imposibil să fi ratat așa ceva, este imposibil. Imposibil, dai vina pe el și tu ești de vină. Ce, de ce sunt de vină? De ce l-ai împins-o, nu știu tu, de ce l-ai... Cum s-o împins dacă m-am tras mai departe ca să nu intre la bănuieli? Ce am făcut ce eu? Bănuieli? Ce... Cred că s-a întâmplat ceva cu mașina. Ce se întâmplă cu mașina? Ce dracu s-ar fi putut întâmpla cu mașina? Pană. Cred că am avut pană. Ce mașina trecea în partea cealaltă. Ce omul are 100 de kg. Are 100 de kg. Adică eu am tras de volan și ea, în loc să o ia mașina în partea... Ara cum se s-a pus. Serios. Are un înger păzitor, nu-i așa? Se poate spune și băi, așa. Băi, sunteți idios la cap cum hai, să gata! Nu iasă, cum dracu să nu iasă. Ce gata, cum să zici gata, gata că mai pot prima chestie, trecem la altceva. Prima chestie, păi nu o e bine să nu iasă din prima, mă, ce făcut stângă, sunteți dobit, tot ce am crezi îndoi. Crezi că noi nu ne dorim banii, crezi că nu vrem bani? Vreau, dracule, îți dai seama că vrem bani. Chestia asta să scap vrem să mergem și noi într-o vacanță, nu? Ai terminat cu vacanțele tale, nu vezi ce am făcut, că n-am făcut nimic. Vacanțe, mă, idiotule! Trebuie să te dau acum afară pe stradă să n-ai unde să dormi prin București? Gândește-te repede la o soluție. Ți-ar de vacanțe ție. O să găsim o altă soluție, o să găsim o altă soluție. Vreau să o găsiți cât mai repede pentru că eu nu mai suport în casă. M-am săturat să stau să mă lingușesc, m-am săturat să stau să... Nu mai pot! Vreau să am viața mea. De ce nu ne dai idei? Eu vă plătesc pe voi ca să vă dau idei. Poți să ne dai idei, da? Ești complicele nostru, să știi. Ce complicele sunt eu, mă? Da. Nu e adevărat, eu v-am angajat pe voi ca să faceți o chestie fix ca să nu am eu mâinile murdare. Eu nu vreau să am pe conștiință așa ceva. Punct. Voi omorâți și vreau să faceți cât mai repede. Nu e atât pe mine de nu mă interesează ce faceți cu ea. Nu e atât de simplu. Puteți să o luați, îi dați foc. Noi. Nu mă interesează. Deci noi am făcut vreau multe să... alte găinării, dar nu am omorât pe cineva. Asta nu înseamnă că mai nu putem să o facem. Tu singur te-ai angajat la asta. N-am venit eu și te-am luat din casă, ți-am pus cuțitul la gând și te-am zis, fă-mi asta. Omoară-mă pe babă. Ai acceptat. Auzind de accident, Irina Petrea o vizitează pe Elena cu gândul să afle mai multe despre Chiria și ei, dar dă nas în nas cu Natalia. Bună seara! Iartă-mă! Irina Petrea. Natalia. Îmi pare bine, trebuie să fii nepoata Elenei. Da, sunt psihologa care vine la bunica ta pentru că e într-un studiu de-al nostru. Da, mi-a povestit bunica mea ceva. Dar trebuia să trec să las niște cărți, dar am întârziat că acum am terminat treaba. Nu e prea târziu? N-o deranjez? Nu este, puteți să mergeți. Da? E tot ok, da. Și nici pe chiriași, că am înțeles că are niște chiriași. Nu sunt două persoane foarte, foarte studioase, adică nu... Serios? Da, sunt din provincie și... Și nu-i deranjez oare, nu-i prea târziu? Doamne ferește, nicio problemă. Da, sunt studenți? Sunt da, sunt studenți, da. La ce sunt studenți? La marketing. Bravo. Mai așa copii mai rari, a? Da, sunt niște copii foarte, foarte, foarte buni și văd de treaba lor. Serios? Am să aibă grijă de bunica. Și da. Tu? Te duci în oraș. Da. Am înțeles. Tu ești aia mai puțin studioasă. Bine. Nataliei nu-i place deloc grija pe care psihologul nostru i-o poartă bunicii ei. A doua zi, Costin se pregătește deja de întoarcerea în Italia, convins fiind că toate sunt în regulă la București. Bună. Ai văzut-o pe mama? A plecat la cumpărături acum ceva timp cu Vladimir și e încă acolo, presupun. Da, trebuia să-mi dea niște lucruri pentru că urmează să mă întorc în Italia și rămăsese că mi le... Păi cum, deja pleci? Abia ai venit. Da, păi s-a terminat concediul, trebuie să mă întorc la muncă. Și pentru drum, ai vrea ceva de mâncare sau să-ți fac o cafea? O să beau o cafea pe drum, e ok, nu-i nevoie, mulțumesc. Am înțeles. Dar de ce?
ești așa... Așa cum? Nu știu, încerci așa să... Nu cred că fac nimic. Știi foarte bine ce am avut noi împreună și a fost minunat și știu că ți-a plăcut, cum mi-a plăcut și mie. Știu asta, știu asta și tocmai că nu cred că a fost tocmai bine ce am făcut și mi-aș dori să uităm lucrul ăsta și să nu mai, mai ales că poate să apară... Mama ta e la cumpărăturea tău și mai are până vine. Haide, stai jos, relaxează-te puțin. Da, dar poate să apară și Vladimir și... Vladimir este. Mai multe lucruri care e nu... Mama ta? Păi... Haide, relaxează-te. Da, mă, nu-i ok, nu-i ok. Ești de seamă cu Natalia, nu? Nu se poate să... Lasă-te dus de val. S-a întâmplat odată și cred că a fost o greșeală acolo. Băi, oprește-te. Te rog, oprește-te. De ce să mă opresc? De ce, la... ce vrei de la mine? Un bărbat așa ca tine, eu n-am nevoie de pămpălăi ca Vladimir. Eu am nevoie de un bărbat adevărat, care știe să atingă o femeie. Așa cum ai făcut tu cu mine. Măi, și mie mi-a plăcut, dar nu cred că e ok. Ar trebui să ne oprim. E prea mult, e... Nu mai bine te lași tu dus de val. Elena a rămas singură în casă cu Olga și Vladimir. Olga! Vladimir! S-a stins lumina, s-a stins lumina! Olga! Olga! Vladimir! Olga! Nu vine nimeni să mă ajute! Vladimir, Olga! 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 Doamna Elena? Doamna Elena? Doamna Elena, sunteți bine? Doamna Elena, ce s-a întâmplat? Nu, ajută-mi! Sunteți bine? Haideți să ne ridicăm, haideți! Nu am ajuns pe scări! Cum ați căzut? Sunteți bine? Haideți să ne ridicăm! Doamna Elena, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Cum ai ajuns aici, bunii? Haideți, stai acolo jos pe fotoliu! Stai jos pe fotoliu, bunii, stai jos! Haideți, aici! Ești bine, ce ai nevoie? Du-te și adu-mi pahar cu apă, repede, nu mai sta! Doamna Elena, sunteți bine? Vă simțiți bine? Sunt pe dracu bine! Vrei să chemăm salvarea? Ce s-a întâmplat? Da, da, da! Aoleu, mi-a rupt oasele și nu ți-ai rupt nimic! Hai, mai repede, Olga! Uitați! Ușor, bune, uite-te cum tremură, ușor, hai, stai că ține-mi mai, Te rup dinții! Ușor, bun, vede că ești în siguranță acum, mi-e frig, Elena se mai liniștește, iar nepoata reușește să o convingă destul de ușor că nu e nevoie de fapt de salvare. Am coborât să iau un par cu apă, nu știu de ce, s-a zis lumina și am ajuns jos. De ce n-ai strigat la noi? Băi, voi doamne erați, de ce n-ați auzit nimic? Dormeau, nu-i mai certa. Nu-i mai cert, bunii sunt aici ca să ai pe grijă de tine. Dar dormeau, erau obosiți, au învățat atât, au stat până noaptea târziu, nu sunt ei de vină. S-a stins lumina, eu știu și-a tău, am emețit. Cum era să cobor pe scări? O să fie bine, bunica, o să fie bine. Doriți să vă ducem sus în pat? Doar până sus. O să stau aici. O să stau aici, că aveți voi grijă de mine. Da? Nati și voi. Mai aducem o pătură. Sigur că ești bine, putem să mergem să dormim?
Aici dorm, că nu pot să mă urmă. Doar bine, dacă e nevoie de ceva, mă strigi. Să mai aducem o pătură bunică. Nu, cred că și să lăsăm, o să lăsăm ușile deschise și în cazul în care aveți nevoie. Dacă ești atunci, strigați, da? Mulțumesc mult. Mulțumesc mult. Sunteți bine? Sunteți sigură că sunteți bine, bunica? Da, mulțumesc, copilaș. Mulțumesc mult. Sunt ușor. Hai, Of, ce-a trecut, Doamne Dumnezeule. Natalia le cere explicații celor doi complici. Am împins-o. Ai împins-o și puteți să împins și mai tare? Păi am încercat. Cine-i și cu par în cap eventual? Doamne Dumnezeule, băi, câte vieți are, nu vine să cred așa ceva. Băi, e imposibil, jur, e imposibil. Deci, s-a lovit la cap, am auzit foarte tare. Păi, idiotilor, vorbiți mai încet că era ușa deschisă. Trebuie să faceți dracului odată ceva, că nu vă plătesc degeaba. Nu vă dau atâția bani degeaba. Stați ca gata, să ce? Gata, nu mai țipa așa la noi. Cum să nu mai țipi, deci... cum să nu mai țipi? Se trebuie. Hai, gata, avem totul jos sub control și o să facem noi, o să găsim o soluție. Aia e, n-am murit acum, am făcut atâtea hării până acum, dar nu am omorât pe nimeni. Trebuie să înțelegi bine, chestia asta. Bine, că dacă nu moare, nu luați niciun ban. Niciun ban nu luați, nici măcar un leu nu luați. Nu moare, nu primiți nimic. O să terminăm treaba. O să terminăm treaba cum am promis. O să fie exact cum am promis, o să vezi. Are atâția ani și bă! Nu mai, gata, nu mai vreau să mai vă. Mă duc la culcare că nu mai e. Ești un prost, ai înțeles? Nu ești în stare să-ți termin o treabă. Bă, tu nu mă faci pe mine prost, ai înțeles? Tu să nu mai pui mâna în viața ta pe mine. Înțelegi? Nu mai pui mâna pe mine că-ți dau o palmă. Dacă sunteți voi mai bune, de ce nu vă duceți voi? De ce nu vă duceți voi să faceți treaba? Pentru că tu ești bărbat. Sunt bărbat? Și voi puteți. Mă, omule, tu înțelegi. Bă, tu nu mai faci așa, ai înțeles? Ce faci mă acum? Dai mine? Ia, hai, vino și dă mine. Vino și dă mine în momentul ăsta. Care ți-e problema? Nu ești în stare să termin o treabă, deci și gata, dai vina pe femeie, dacă, nu? Dacă în ea nu pot să dau pentru că ne plătește, ai înțeles? Cu tine, cred că aș putea să fac tu ce vreau. Tu înțelegi că nu ne mai luăm niciun ban dacă nu ne terminăm treaba? O să o terminăm. Ești un incapabil? O să o terminăm. Hai, nu mai îmi face nervi, treci la culcare. Treci la culcare că mi-ai făcut nervi destul în seara asta, să nu te mai văd în seara. Gata. Elena se recuperează după așa zisul accident și o primește pe Irina Petrea în vizită. M-am trezit jos. Cum și când, nu-mi dau seama. Să nu-mi spui că bănuiești chiriașii. Nu, nu spun asta. Doar mi se pare așa un pic ciudat faptul că într-un interval atât de scurt de timp, știi, ai avut așa, hai să le spunem, două ghinioane, două accidente, știi? Da, unul a fost... scuză-mă, te rog frumos, și că te-am primit așa în poziția asta, dar te lovit, pot, mă da. Doare piciorul, mă doare spatele, dar o să-mi pleacă. Nati, cine sunt oamenii ăștia? Pe cine ai adus tu în casă? Ascultă-mă, pe cine ai adus tu în casă? Mică. Eu nu vreau să-mi ratez cariera de medic pentru planurile tale. Zice și asta, ideea e că nu trebuie să ajungă la poliție. Nu, nu sunt nebună, nu sunt nebună, crede-mă că nu sunt nebună, i-am auzit eu cu urechile mele. E sigură? Sunt foarte sigură, iubitule, că nu te trag de pe țeapă. Nu e genul de persoană care să fi pățit lucruri dintre astea, știi? Așa, una după cealaltă. Exact. Și... ce să spun? Și nu numai una după cealaltă, dar accidentul ăsta așa stupid, mașina parcă n-ai fi fost tu atentă, deși nu te caracterizează. În sfârșit, acum orice e posibil, da. Nu mă gândesc la lucruri din astea, dar bine că nu s-a întâmplat nimic. Iar curentul aici nu s-a oprit niciodată. A, s-a luat și curentul atunci? S-a luat curentul. Că nici nu mai zis asta. A fost momentul în care eu... Chiar mă întrebam cum Dumnezeu ai putut să aluneci în casa ta când vorba aia e, o știi ca în palmă. Nu, acest lucru. S-a luat curentul? Da. Și ți se ia curentul în mod frecvent aici sau a mai căzut? Nu, tocmai că am fost surprinsă și imediat s-a adică pres de câteva minute. Noroc, dacă eram singură, cum așa, ce s-a întâmplat? Dar așa au fost ei, au sărit imediat în ajutor, imediat mi-au pus pungă cu gheață, un pahar cu apă, așa mă găsea cine. Puteam să stau mult și bine acolo jos. Bine, asta e ceea ce ne sperie pe toți cei care trăim singuri, știi? Adică... foarte bine. Măcar bine că sunt de treabă și că sunt drăguși săritori. Pot să spun încă o dată și să nu mai ai bănuiele asupra lor. Nu am nicio bănuială, Doamne ferește. Mi-au demonstrat, cel puțin acum când s-a întâmplat accidentul, mi-au demonstrat că sunt copii cu mine și că au grijă de mine.
Vladimir și Olga sunt convinși că au făcut-o pe Elena să aibă încredere în ei. Auzi, Petule? Spune. Te-ai gândit ce o să facem noi cu banii? Nu știu, dar cred că am putea să plecăm în Caraibe, nu? Pe vas, noi doi. Pe vas? Pe vas, da. Să eu vedem mă gândeam mai marea. Bine să mergem așa pe insulă, pe în jocul oceanului, să fim doar noi. Doar noi? Da. Păi, suntem nebuni, cum să mergem doar noi? Stai puțin, doar noi doi și restul lumii. Oameni plini de bani, cu cocktailuri. Nebunii. Și dans, petreceri, soare. Discoteci, cluburi, cu bani, să arunc așa cu bani pe da. Tine, să fim prințesa mea, nu? Sunt deja prințesa ta, dar nu avem bani. Păi banii o să vină, banii o să vină și ei, nu? După ce omorâm, dai seama că o să vină și banii, nu? Dar ca să ajungem acolo trebuie să ne facem treaba. O să mă gândesc la ceva, o să mă gândesc la ceva, nu știu cum. Deci, m-am gândit. Așa. Ca să nu-și dea nimeni seama, înțelegi? Ia. Bam, bam, se duce la baie să-și facă baie, înțelegi? Și eu... O să duc așa repede să-și facă baie? Da, și în cadă, crede-mă. Pe ce n-ai văzut-o că se duce doar la duș? De data asta se duce la în cadă. O să găsesc o... aici până la vară. O să... Nu, nu. Ascultă-mă, da, ascultă-mă. Deci ea, pam, pam, se duce să-și facă baie în cadă. Înțelegi? Apă fierbinte, aburi, ea fiind bătrână, nu mai conștientizează toate alea, că simțurile, stai seama, înțelegi? Eu deschid ușa, pum, 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 cu un feiul, îl bag în priză, poc, îl arunc în apă. Pum! Da, și se electrocutează și moare. Și moare. Noi adică nu suntem acasă, noi nu suntem acasă, nu e nimeni acasă să o găsească, înțelegi? Să știi că și... asta ar putea să meargă. Chiar ar putea să meargă și apoi am putea să mergem pe insulă. Sunt un mic geniu. Te-am mai spus. Da, te-am mai spus. Îngrozită că Olga și Vladimir vor să o omoare, Elena a sunat-o imediat pe nepoata ei. Oh, doamne! Ah, Nati! Ce frig e afară! Bunii, tu ai văzut ce vânt pare! Nati, bine că ai venit! Bine că ai venit! Ce s-a întâmplat? Nu, te rog frumos, vin cu mine! Ce s-a întâmplat? Vino cu mine să n-audă nimeni, te rog frumos! Ce s-a întâmplat? Nici nu vreau. Am ieșit din cameră, puș, am auzit ceva în bără, am la toaletă. Și am auzit zgomot din camera asta de sus, de aici, unde dormi. Așa. Și ce crezi că au pus la cal? Să mă omoare? O idee nouă. Să arunci un fern în cadă. Eu să mă convingă, că tu știi că eu nu fac, nu mă duș, fac. Da, ce. Să mă convingă să mă arunce în cadă și să pui fânul peste mine și să mă omoare. Nati, cine sunt oamenii ăștia? Pe cine ai adus tu în casă? Ascultă-mă, pe cine ai adus tu în casă? Bunică, eu îi cunosc pe ei foarte bine, sunt prieteni cu mine de foarte mult timp. N-au cum să-ți facă niciun fel de rău ție, sunt copii buni, poate n-ai auzit bine, ți-au pronunțat numele? Da, nu. Asta n-a pronunțat, adică e ca și când povesteau păi, de cineva, dar de mine noi vă suntem simt la eu, arte, simt eu că-i de mine. Suntem la arte, uiți că suntem la arte, uiți când mă plimbam și eu prin casă și recitam tot felul de roluri. Așa spui tu, dar eu nu de cred. De ce ești așa eu de speriată, liniștește-te că nu ți se întâmplă nimic, Buni. După câte mi s-au întâmplat până acum, Buni, după... nu-ți face nimeni nimic. Nu e adevărat. Buni, juca un rol, sigur, vrei să mă să vorbesc cu ei? Vorbește cu ei. O să vorbesc cu ei și să văd despre ce e vorba. Oricum sunt sigură 100% că nu e, ai înțeles tu greșit. Nati, dacă tu nu rezolvi problema asta, eu îl sun pe taică-tu. Adică nu se poate, nu se poate. Tu m-ai rugat, i-am adus, le-am făcut acte, i-am băgat în casă, ca și copiii mei, i-am băgat la suflet și acum ce s-aud? Ce s-aud? Bunică, dar ce nu s-aud? E adevărat. Zic 100% că nu e adevărat, bunii. E imposibil să facă ei așa ceva, Vladimir și Olga, care-i vezi că fac toată ziua treburi prin casă, cumpărături, una alta, se duc la școală. Sunt dacă sunt fățarnici. Nu sunt buni fățarnici, că-i cunosc de atâta timp. Ce, hai să zici că pe tine ar putea să te mintă, dar și pe mine să mă mintă. Nu e buni, nu e așa. Liniștește-te că numai nu îți face nimeni nimic, îți garantez eu. Eu garantez pentru tine. Nu îți face nimeni nimic, liniștește-te, bunica. Nu vreau să-ți facă nimeni nimic. Uf, Doamne, bunica mea.
Hai că mă duc să vorbesc. Nu poți ieși nimic, liniștește-te, gata. Te rog eu frumos, du-te și descoase. Te rog eu frumos. Elena își sună fiul care s-a întors în Italia. Costine, te rog eu frumos, uite ce s-a întâmplat. M-am dus, nici nu mai știu ce să spun. Am ieșit din cameră, m-am dus în camera de alături unde stau acești doi, în ghilimele, prieteni al lui fiică-ta. Și ce crezi că am auzit? Au pus la cale să mă omoare. Am un sistem din ăsta. Nu mi-au pronunțat numele, dar de mine era vorba. Am vorbit cu ea. Acum am trimis-o sus să vorbească cu ea și să vadă despre ce este vorba, pentru că eu nu mai suport starea asta. În continuu mi se întâmplă ceva. Nu sunt nebună. Crede-mă că nu sunt nebună. I-am auzit eu cu urechile mele. Nimeni nu mă crede și eu sunt în pericol în casa mea. Nu, stai. Bine, te ascult. Ce spui? Nu am avut halucinații. Dar de ce nu mă crezi? Doamne, ce m-a făcut copiii ăștia? Doamne, nimeni nu mă crede. De ce m-a crescut în viața mea? Bine, vorbește cu ea. Dă-i un telefon și vorbește cu ea. Te rog eu frumos. Bine, poate sărut. Natalia își vizitează iubitul, care este doctor. Elena este din ce în ce mai speriată și nemulțumită de comportamentul chiriașilor ei. Avem o problemă foarte mare. Ce s-a mai întâmplat acum? Bunica mea mi-a zis că i-a auzit pe idioții de că vorbeau că vor să o omoare. Dar ăia sunt nebuni? Sunt idioți, nu înțelegi că sunt idioți? Oamenii sunt incompetenți și măcar atât n-au putut să facă, să se ascundă de ea. Păi tu îți dai seama că în momentul de față ea poate să se ducă la poliție și să ne reclame pe toți? Eu nu vreau să-mi ratez cariera de medic pentru planurile tale. Deși asta, ideea e că nu trebuie să ajungă la poliție. Nu trebuie să ajungă până la poliție. Trebuie să crape înainte să-i debiteze mintea și altceva. Trebuie văzut ce e de făcut în momentul de față. Pentru că în situația dată nu putem continua așa. Pentru că e foarte periculos ce au făcut, dar ei nu puteau să-și țină gura. Nu știu ce să-ți spun, nu știu nici măcar unde au vorbit, nu știu nimic din toate chestiile astea. Eu am vorbit cu ea și am explicat, băi bunică, că nu vrea nimeni să te omoare, așa. Și ai convins-o? A pus camere în casă, eu cred că am convins-o, dar e de moment. Că eu stau cu ea în casă. E sigură? Și la următorul accident sigur o să-și dea seama. Păi, sigur te lasă, dacă merge ceva prost, să-și dea seama, trebuie să moară acum. Nu mai are timp pentru că deja s-a prins. Cine știe dacă e și lui tata? Păi, trebuie să evităm să vorbească cu taicătul. Și cum pot eu să evit chestia asta? Că e fisul, o sună și ea pe el. Deviază-i apelurile de pe telefon. Vezi că, na, până la urmă este o femeie bătrână. Tu ești ingenioasă. Trebuie să găsești ceva. Oricum, nu este ok ce s-a întâmplat, pentru că ea poate să meargă la poliție acum, bine mersi, și noi să ajungem toți patru la pușcărie. Radu, eu știu ce vrei să zici. Ideea e că nu mai trebuie să mai ajungă la poliție. Trebuie să îmi dai ceva, nu știu, o injecție, o pastilă, orice. Ești nebună? Cum să-mi dau din spital? Să mor. Cum să nu dăm din spital? Care e problema? Nu pot să-ți dau și, în primul rând, este cariera mea în joc. Eu nu pot să... Hai mă, Radu, lasă-mă în pace, la câți bani o să avem, nu o să te mai trebuie nicio carieră. Și eu ce câștig de aici? O să-ți dau parte din bani, normal, nu? E sigură? Sunt foarte sigură, iubitule, că nu te trag eu pe tine în țeapă. Bine, Pisi, hai că o să vedem ce putem să rezolvăm. Dar din spital acum nu am cum să-ți dau. Trebuie să găsesc o soluție pentru chestia asta. Radu, te rog frumos să mă ajuți, pentru că nu stau cu tine degeaba. Ai răbdare. Lasă că o să găsim. O să găsim, Pisi, o soluție. Ce soluție să găsim? Radu, ai încredere. Mă nebunește. Vreau să se termine odată, vreau să moară, vreau să îmi luăm toți banii și să fim fericiți. Nu mai, gata, nu mai pot. O să se termine, o să se termine. Am pus niște camere în casă să văd și eu cum se comportă ei cu ea când nu sunt eu acasă. Noi am plecat la munte. Revenim poi mâine. Hai.
că văd că totuși ceva este. Doamna Elena, avem să cercetăm de ceva. Pleacă. Suntem în casă. Așa cum a promis, a doua zi Costin o sună pe fiica lui să afle care ar putea fi problemele cu chiriașii. Natalia este din ce în ce mai stresată. Alo? Alo, bună fata, tati, ce faci? Bine, taticule, de ce faci? Păi ce tine, tine, ia spune și mie, ce se întâmplă pe acasă pe acolo? Ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic. Cum nimic? De ce mă sună mama aici și îmi spune că vreți să o dați afară, să-i fac chiriașii probleme? Ce e acolo? De ce e speriată mama? Nu, tata, ce chiriași? Chiriașii sunt prietenii mei. Suntem la aceeași facultate, adică ne cunoaștem de mult timp, da, îi cunoaște de când sunt mică. Da, tată. Dar uite, mama e de până într-una și tot îmi spune, vrei să vin eu acasă sau ce? Nu, tati, de ce să vii acasă? Dar stai, nu știi că totul e sub control. Am auzit, mi-a zis și mie bunii ce se întâmplă, dar eu nu prea cred ce spune ea. Păi, acum e pe cine să crezi? Te crezi pe tine sau să o crezi pe ea? Tati, uite, fii atent, ca să mă conving și eu și ca să te conving și tu să fim amândoi liniștiți, am pus niște camere în casă să văd și eu cum se comportă ei cu ea când nu sunt eu acasă, dar crede-mă, în casă e o curățenie de nedescris. Ce să văd chestia asta? Păi ai, când vii acasă, îți arăt camerele, cum să ai acces. Sunt sigură 100% că e bine. Singurul lucru care nu merge foarte bine, e că... Nu știu, văd că se întâmplă cam multe chestii în ultima vreme. Cred că bunii o ia pe parătură, sincer, pentru că... Adică, nu vezi, a fost accidentul din parcare, a căzut pe scări. Ideea e că se foiește noaptea în somn, urlă. Nu știu, cred că visează urât sau... Nu, tată, cine să-i facă viața un iad? Cum aș putea eu să n-am grijă de bunii? Mai mult că am să vin acasă să văd ce se întâmplă. Tata, nu trebuie să vii acasă, stai liniștită, totul sub control, nu e niciun fel de problemă. Bine, dar știu de anul eu într-o săptămână am să vin acasă. Într-o săptămână? Da, într-o săptămână am să vin. E bine, tată, e bine, dar nu te grăbi, că nu vreau să-ți pierzi jobul și tu pe acolo. Olga! Vladimir! A doua zi, Elena descoperă cu uimire că tinerii ei chiriași nu sunt acasă și, ca niciodată, au lăsat în urma lor dezordine. Asta ce-o mai fi? Păi nu văd doar că putem să-mi pun ochiul. Noi am plecat la munte. Revenim poimâine. Aveți de mâncare în cuptor și în frigider, de că eu am nevoie să-mi pună ei. Nu uitați de udat florile. E, asta nu uit, că asta mă interesează pe mine, nu pe voi. Elena a fost salvată din frigul de afară abia după câteva ore de o vecină care i-a auzit țipetele disperate. M-am dus să aud florile. Am ieșit, am căzut în piscină, nu cum știu cum. Cum ai căzut? Cum ai alunecat? Poveste. Te-a luat amețelile ceva? Poveste mare. Doamne, ferește, dar m-am speriat numai când te-am auzit țipând așa de nu se putea. Am țipat, n-a venit nimeni. Olga, nimic, nimic, de niciun fel. Băi, cum s-a închis ușa după tine? Cum s-a închis? Vântul se închide automat? Că știu că nu se închid ușile automat. Ușa se închide numai pe dinăuntru. Deci n-avea cum să se închide de la curent. Păi da, atunci cineva a pătruns în casa ta, nu? Nu crezi? Păi și atunci cum ai rămas singură afară? Cum ai căzut în piscină singură? Dacă zici că nu ți-a venit amețeli sau să ai ceva așa, să hodorăm drum să cazi din picioare în piscină. Nu mai pune întrebări, că știu așa, nu știu ce mi s-a întâmplat. Vrei să mă duc să caut pe ei, să văd ce se întâmplă? Vezi dacă e cineva acasă, că eu așa știu. Doamne, stai liniștită că mă întorc imediat, mă duc să văd ce s-a întâmplat. Elena a avut un șoc. Se pare că nu mai ține minte că a fost împinsă în piscină. În căutarea unor explicații, vecina bate la ușa tinerilor chiriași ai Elenei. Vă rog frumos să deschideți ușa.
Alo, voi erați acasă? Măi, chiar voi nu vă e rușine? Ce s-a întâmplat? Dar cine? Cine sunteți dumneavoastră? Dar contează cine sunt? Voi n-ați auzit ce s-a întâmplat? Că a strigat atât de mult doamna Elena și voi chiar să n-auziți? Am auzit eu de vis-a-vis și voi de aici din casă n-ați auzit? Chiar nu vă e rușine, măi? Dar ce s-a întâmplat, doamnă? Dar tu chiar dormiți acolo și nu sunteți și voi atenți ce se întâmplă în curte, ce se întâmplă în casă? Cineva a făcut ceva, nu? Păi cum a căzut în piscină sărmana cum de ea? Păi uite așa am găsit-o tremurând toată. Cum s-a căzut în piscină, doamnă? Păi, măi, Olga, ceva s-a întâmplat. Haideți să vedeți și voi ce se întâmplă. Haideți, vă rog frumos. Haideți să vedeți ce s-a întâmplat. Cum adică? Chiar să fiți acasă? Eu am crezut că sunteți plecați, cum mi-a explicat doamna Elena. Doamna Elena, ce s-a întâmplat? Aveți nevoie de ceva? Nu. Sunteți bine? Doamna Elena, sunteți bine? Nu. Aveți nevoie de ceva să vă aduc un ceai, ceva? Dar cum nimica. Ați căzut? N-am nevoie de nimica. Așa ceva nu e posibil. Pacifica. Cum să cădeți? Da. Dacă... Vă rog frumos să o lăsați-mi un pic în pace. Totuși avem niște suspiciuni. Dar v-am supărat cu ceva, noi? Nu m-ai supărat cu nimica. Nu m-ai supărat cu nimica, dar te rog frumos să mă lași și casă. În casă și n-ați știut și n-ați auzit nimic. Nu, chiar n-am auzit nimic pentru că așa e în camera pe partea cealaltă. Spune că a fost un bilet, da? Spune că a fost lăsat un bilet. Da, v-am lăsat un bilet și nu am mai plecat pentru că era foarte frig afară și am uitat să anunțăm. Am dormit toată ziua. Am țipat, am urlat, n-ați auzit? Și nu v-am auzit. Am dormit toată ziua. Dar ce am și răspuns? Nu, ceva este aici, ți-am zis, cu duș întors. Nu știu. Nu, haideți să vă ajut. Nu. Da, dacă totuși e speriată, lăsați-o în pace să-și revină, da? Părerea mea este. Sunteți bine, doamna Elena? Da, sunt foarte bine. Sunt aici, am grijă de tine, nu-ți face probleme, că am grijă de tine. Vrei să te urci un pic? Da. Mi-e frig, dar nu mai pot. Uite, vezi? Așa niște prisoane. Lăsați-o singură. Hai, vă rog frumos. Hai, că văd că totuși ceva este. Doamna Elena, avem să cercetăm ceva. Pleacă. Suntem în casă. Nu știu dacă stau să mă gândesc. Bine, am niște bănuieli pentru că eu am mai tras cu urechea pe la dormitor, pe la ușă, am auzit niște lucruri, dar parcă tot nu-mi vine a crede că se poate întâmpla așa ceva. De ce încă vie? După o altă încercare nereușită de a scăpa de Elena, Olga și Vladimir își fac reproșuri. Deci a avut noroc cu vecina care a auzit-o, că altfel nu cred că scăpa de-a. Doamne, nu pot să cred că ai aruncat-o în piscină, mă, frate. Dar ce-a fost în capul tău? Nu puteai să o dai și tu cu capul de ceva, de un copac, ceva, că exista ceva. Era imposibil să nu fie ceva acolo de care să dea cu capul. M-am gândit că poate alunecă și se lovește, că e apa mică în piscină. Uf. Nu vezi că e frică de noi deja? Tu vezi cum se comportă? N-am văzut-o niciodată așa pe femeia asta. Niciodată. Mai avem timp. Trebuie să ne gândim la altceva. Ceva mult mai bun. Pentru că timpul curge în defavoarea lor, Vladimir își analizează rapid opțiunile și vine cu o propunere chiar în seara aceleiași zile. Am un plan acum care nu poate să dea greș. Deci da. E imposibil. Am un prieten care am vorbit cu el și i-am promis că semnăm un contract, că la câți bani luăm, ne permitem să-i dăm și lor la ceva, nu? Deci să ne dea niște pastile ca să facă un fel de stop cardiac, înțelegi? Adică eu, să alea, mai repede. Alea opresc inima instant. Sunt pastilele care mi-a spus, deci într-o oră maxim îi bubuie inima. N-are cum. Auzi? Tu crezi că ne aude? Nu. Ai verificat-o? Am trecut pe lângă camera ei și dormea buștean. Stai liniștită că e în picior, în prăpastie. Costin! Disperată, Elena îi cere ajutorul fiului ei, care e în Italia. Costin, vino repede acasă. Te rog frumos, ia primul avion și vino repede acasă, că eu nu mai pot. Mă găsești moartă, să știi dacă nu vii. Mamă, ce s-a întâmplat? Liniștește-te. Ce s-a întâmplat? Acești chiriași ai mei vor să mă omoare, vor să-mi ia banii, vor... I-am auzit eu vorbind, am ascultat la ușă și am ascultat toate planurile lor, ce vor să facă. Mamă, hai, te rog frumos, liniștește-te. Nu se poate întâmpla așa ceva. Ce Dumnezeu? Ba da, am auzit eu cu urechile mele. Mamă,
Mamă, oprește-te, te rog. Nu mai pot crede, mă. Oprește-te, te rog frumos. Tu și așa ești panicoasă și cine știe ce glume făceau ei. Nu sunt panicoasă, nu sunt panicoasă. Vor să-mi ia banii, să-și ia blenuri, să plece în Thailanda. Au niște treburi de nu mai pot. Au încercat sub toate formele să mă omoare. Mamă, te rog frumos, liniștește-te că mă sperii. Nu te speră, te rog eu frumos, ia primul avion și vin acasă. Mamă, nu-i chiar așa ușor. Uite, eram într-o ședință acum, a trebuit să ies și chiar nu... Ședință de ședință, ședință de ședință, trebuie să vii să mă salvezi de ce simt fiți. Natalia ce face? Unde e? Ea, Natalia cu facultățile cu ei nu n-a venit. M-a lăsat aici cu acești nenorociți. Nu e acasă? Nu e acasă. Hai, sunt singură rog, cu ei și am ascultat eu la ușă. O să sun pe Natalia să vedem unde e și o să trimit repede să vină la tine, da? Te rog frumos, liniștește-te. Da. Bine, hai, vorbim. Bine, hai, poate să nu te aștept să știi. Alo. Alo. Da. La bunica ai mai fost? Cum să nu fiu? Da, am stat toată ziua cu ea, până am plecat la facultate. M-a sunat acum foarte, foarte speriată că i-a auzit pe aia vorbând că vor să o omoare. Ai, mă, tată, și tu pui botul la tot ce zice ea. Nu știu dacă pun botul sau nu, dar ideea e că era foarte speriată și sunt foarte îngrijorat pentru ea. Ai, mă, tată, că... Doamne, Dumnezeu, era bine cent... dacă erai acasă cu ea, da? Nu să stai să dormi pe... Unde ești? La cine ești? La o prietenă am făcut un proiect și am rămas la ea. Ce, care e problema? Problema e că e foarte speriată și cum e frică pentru ea. Tată, lasă că n-are de ce să fie speriată. Cine știe ce i s-a mai părut, ce a mai auzit. Oricum în ultima vreme a avut numai de-astea. Numai, n-ai văzut, a fost și accidentul din parcare și adică nu mai merge. Te rog eu frumos mâine dimineață când te trezești să te duci la ea, ok? Bine, tată, mă întorc dacă nu mă trezesc, nu, acum, că vreau și eu să dorm. Ok, eu o să fac tot posibilul să vin cât mai repede acasă, pentru că nu e normal, dar nu știu dacă chiar chestiile dar ce astea... Dar ce să faci acasă? Dacă chestiile astea sunt închipuiri de ale ei, trebuie neapărat să fac ceva, nu știu, mă gândesc să o ducem la un azil, că nu e normal să... Da, tată, cred că asta ar fi cea mai bună cale, pentru că are nevoie de îngrijire mult, mult mai atentă. Am înțeles. Am discutat să instalez niște camere pe acolo de supraveghere, le-ai instalat? Camere? Da, 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 am instalat camerele, da. Am înțeles. Se poartă exemplar copiii cu ea, cum ți-am spus. Ok, bine, te rog frumos să mergi mâine dimineață la ea să vezi care e problema, să o liniștești, da? Și eu vin cât pot de repede înapoi. Bine, tată, bine, hai, pa. Dumnezeu te-a trimis că nu știu ce mă făceam fără grijă, că mi-am grijit. Sfâșiată de frică și de nesiguranță, Elena se simte din ce în ce mai rău. Bună dimineața! Să vă fac micul dejun? Nu, mulțumesc frumos, n-am nevoie. Hai, ia loc. Oricum n-aveam nimic în frigider, trebuie să mă duc eu, Vladimir. Nu mă așteptam să fie ceva în frigider. O să mergem noi oricum la cumpărături. N-am nevoie să merg cu tine la cumpărături. Nu trebuie să mergeți cu noi, dacă nu doriți. Nu. Sunt lângă tine și nu te las. Eu duc tu două de la tine, îmi faci așa o umbrețe, că și ți le dau eu înapoi. Dar s-a întâmplat ceva? V-am făcut ceva? Că simt o oarecare tensiune între noi și nu mi se pare ok, pentru că la început nu eram așa. Dacă v-am făcut ceva, spuneți-mi. Încerc să remediez ceea ce am creat. Ia să mă gândesc. Te gândești tu în locul meu? Mie puteți să-mi spuneți absolut orice. Eu consider că nu am greșit cu nimic, dar simt tensiunea asta în glasul dumneavoastră și cum vorbim. Ar fi mai ceva. Ok să taci din gură. Bună dimineața! N-am nevoie de nimic de la voi. Câtă lume aici! Dăm vreo petrecere și nu știam? Ce faceți, doamna Elena? Vă poate simțiți bine? Poate faceți voi o petrecere, după ce nu mai adus, să fiu eu. V-am adus pastilele care le-ați uitat în baie. Da, pastilele mele bine? De inimă. Trebuie să-ți dau un pahar cu apă. Da. Îi dau eu, că sunt fix aici. Nu, n-am nevoie, lasă-mi de basilica. Vă simțiți mai bine, doamna Elena? Foarte bine mă simt. Foarte bine mă simt. Să știți că pentru noi sunteți ca o mamă. Vladimir, mai încolo trebuie să mergem la cumpărături. Merge în dragoste. Te simți mai bine? Cred că după ce iau ața, mă simt mai puternic. Ușurel. Vreți să vă ajutăm, doamna Elena? De la voi nu am nevoie de absolut nimica. Ați înțeles? Ușor. Da, a venit Vasilica să mă ajute în locul vostru. Ce-i mai ștâmpit? E
schimba pastilele? Doar nălchile schimba. Stai aici să vezi spectacolul. Nu se prăgușește băbetul. În sfârșit era și timp. Să fii întotdeauna atentă, că nu pot să stau mereu lângă tine, să știi. Trebuie rog, să-ți faci timp să vezi. Da, am să încerc cât pot. Dubios tot ce se întâmplă cu ei și tot dacă am prins acum. Nu mai pot. Uite și acum simt așa că vine rău, dar de la ce? Că nu mi-e. Aolo, vrei să chem cumva salvarea? Mai ai ceva să-ți dau? Nu. Ba da, sus la mine în baie. Te rog frumos, sus la mine în baie, ți-o cutiuță verde cu pastile. Aia trebuia să o iei acum sau cum? Aoleu, stai ușor. Vrei să chem salvarea? Acum. Aoleu. Acum. Hai că mă duc să-ți iau pastila. Cutia verde în baie. Copii, veniți puțin încoace, repede. Aveți grijă de ea până vin eu cu pastila. Hai, doamna Elena. Ce s-a întâmplat? Doamna Elena, sunteți bine? Sunteți bine? Doamna Elena, sunteți bine? Doamna Elena. Doamna Elena, sună salvare. Sună salvare, aveți nevoie de ceva, doamne. Dar cum s-a întâmplat asta? Ce s-a întâmplat? Doamne. Doamna Elena? Doamna Elena? Sunteți bine, doamna Elena? Du-te tu și ține-o sus acolo, până termine treaba. Ar fi bine să o termin de data asta. Eu m-am săturat. Mori! Mori! Că poți să mai trăiești. Câte vieți crezi că ai? A? Nu mai are cine să te salveze acum. Toți banii o să-i fie ai noștri acum. Mori! Mori odată. De ce ai venit acum? Încercam să termin treaba. Nu știam nimic. Continuă! Continuă! Ce să continui dacă este vecina? Vecina este acasă. Tani Vasilica? Da. Vladimir? Ai sunat? Ai chemat salvarea, sună la salvare. Elena, știi ce-i face și sună voastră? Sună acum! Sună la salvare! Doamne, bunici, ce s-a întâmplat? Avem nevoie de ajutor. Bunica noastră se simte foarte rău. Pe strada Independenței, da. Lăsați-o că stau eu lângă ea. Bunii! La... Ce număr avem? Ce număr avem? 57. La 57, la numărul 57 pe strada Independenței, da. Elena a fost dusă la spital de urgență. Țin să vă informez că doamna Elena Rădulescu... Ce se a murit? Nu, n-a murit, a suferit un mic infart. Este în siguranță acum, este în regulă. Doamne, păi și putem să vedem? Nu, doar rudele am zis. Da, eu. Da? Ok, puteți să veniți cu mine și să încercați să aveți... cât mai mare grijă. Da, deci e bine, trăiește. Da, trăiește. Am înțeles. Trăiește. E bine, bun. E bine. Hai cu mine. Natalia îi cere explicații iubitului ei, doctor. Ce s-a întâmplat? De ce n-a murit? Păi, tu crezi că eu pot să fac ceva așa, iurea? Sunt într-un spital, este vorba de jobul meu, un joc. Lasă-mă cu vrăjeala asta, cu spitalul, cu jobul, cu nu știu ce. Trebuie să-i faci ceva în aia și să-ți gata. Nu sunt ca voi. Să se ducă. Cum adică nu ești mă ca noi? Lasă-mă în pace, cum nu ești ca noi. În joc. Și în primul rând tu e sigură că ți-a lăsat baba averea? Sunt 100% sigură. Cui să eu lasem tata? E 100%? Cui? 100%. Ai văzut actul? 100%. Nu am văzut niciun act, dar sunt 100%. Bine. Vedeți numai dacă nu eram, nu mai făceam toată chestia asta. Doamne Dumnezeu, deci câte femei, câte viți mai are femeia asta? Că nu înțeleg. Lasă-mă un pic, o să găsim, să o soluție prin care se rezolvă problema. Ce soluție să găsești? Nu contează, suntem într-un spital. Măi, uite-te, nu mai avem timp de niciun fel. Ce soluție găsești? De ce nu mai avem timp? Păi a venit tata, a venit toată lumea. Acum, ce mai poți să mai faci acum? Momentan suntem într-un spital. Se pot întâmpla foarte multe chestii în spital. Da, lasă-mă să mă gândesc. Lasă-mă să mă gândesc, ți-am zis, PC. Băi, nu mă lua cu PC, nu mă lua cu lasă-mă să mă gândesc. Vreau să termin chestia asta odată. Nu mai suport, nu mai pot. A fost multă presiune. N-ai ce face, suntem într-un spital și aici eu decid. Ce s-a întâmplat? Te-a chemat să spun că am luat un ser care putem să îl băgăm în perfuzie și face stop cardiac instant. Ești tu sigur că o să moară după cât am încercat? Cum să nu? Asta e cel mai bun dintre toate. Te asigur de chestia asta, e cel mai bun. Bine, și cum am putea noi să facem asta? Păi, eu știu, să-l dăm la Talie, să-l bagi în perfuzie, nu? Nu știu ce să zic, eu nu prea mai am încredere în ea. Hai. Poate ne trageți apă la bani.
N-are cum să ne treacă. Păi noi n-am semnat niciun contract cu ea, n-avem nicio dovadă. Am filmare cu ea când ne-a zis să facem chestia asta. Am filmare, crezi că eu sunt așa de prost? Aveam una să mânecă, mereu l-am avut. Ia liniște, hai să intrăm acolo. Planul e în felul următor. La ora mesei, noi mergem, ne plimbăm acum puțin, înțelegi? Și la ora mesei ne uităm să vedem dacă mai este cineva, că toată lumea sigur o să plece atunci. Ne uităm dacă mai este cineva, intrăm în salon, ori eu, ori intri tu, pac, i-am băgat serul în două secunde și a murit. Și după aia ne facem nevăzuți, înțelegi? Ea moare, baba, cred că... Asistentele cred că a făcut stop cardiac și e baba moartă, înțelegi? Ești genial! Te iubesc! Eu! Cei doi complici au parte de o surpriză neplăcută la spital. Bună ziua! Bună ziua! Vladimir Oprea? Da? Și Olga Cristea? Da? Dar sunteți arestat. Pentru ce? Pentru diferite infracțiuni și crimă! Stai pe loc! Auzind că mama lui e în spital, Costin s-a întors de urgență în România. Elena? Mama? Hai de vecina aia. Costin! Ai venit, Costin! Cum ești? Ce nu sunt bine deloc. Chiriașii mei vor să mă omoară. Au dat cu mașina peste mine, mi-au dat brânci pe scări. Mi-au schimbat pastilele mele care nu te crezi. Hai grijă. Hai, mamă, zici că... Tu mereu îți faci gânduri de astea negre. Nu. Nu poate să fie, nu știu. Nu. Te rog sigură. Să mă crezi, te rog să mă crezi. Am auzit cu urechile mele că vor să mă omoare. Nu poți. Mamă, hai liniștește-te. Nu cred că poate să fie chiar așa. Da. Până la urmă erau niște copii, erau. Da. Din păcate, să știi că i-au găsit și pe băiat și pe fată, pe chiriași ăștia doi, i-au găsit cu cazier. Sigur, nu cu tentative de omor. Dar cu tot felul de lucruri, de infracțiuni, de fraude, de înșelătorii, de... da. Sunteți sigură de asta? Da, absolut sigur. Am vorbit cu polițistul care a venit. De ce crezi că a alergat după el? Uite-mă în ce hal m-am adus, uite-mă! Bine că ai venit, pentru că lucrurile astea o să înceteze. Cel puțin amenințările o să ia sfârșit. Că ziceți că e... cu cazier și că poliția păi a intrat da. În fir și... Sigur că da. Adică, știi, poate să pară că Elena își imaginează, că fabulează, că nu știu ce, dar eu o cunosc bine pe Elena. Am vorbit atâtea ori, ne-am întâlnit, e o persoană foarte rațională și, cum să spun, foarte bine pentru vârsta ei. Și dintr-o dată așa să-i se întâmple toate accidentele astea așa pe bandă rulantă. Am vrut să-i ajut. Și în același timp să nu mai fiu singur. Nu mă okay, lăsa. Mamă, te cred și nu mai plec, o să rămân aici, dacă e așa cum... Ce bucurie, ce bucurie. E clar că ai nevoie de mine și o să rămân aici. Costin se sfătuiește cu medicul mamei lui, fără să aibă habar că și el este implicat în planul malefic. Mă gândesc la o situație de genul, nu știu, cred că... să fie internat într-un azil de bătrâni unde să primească îngrijire și să fie supravegheată. Este o idee foarte bună. Tot din punctul meu de vedere, da. Este o idee foarte bună. Da, e foarte greu. Deci e clar că la vârsta ei și cu ce s-a întâmplat acum da. Va avea nevoie de îngrijire și de supraveghere. Să sperăm că... Păi, dacă aveți unde să o duceți... Sincer, n-am nimic în cap în momentul ăsta. Dacă... M-ați putea ajuta cu da, ceva recomandări, aș fi recunoscător. Cunosc eu un azil destul de ok, unde am putea să o internăm. Am înțeles. Medicație, tratament, ceva, da, trebuie să ia. Da. Hei, Natalia! Hei, când mergi? Ce faci? Mă ajuns un pic mai devreme. Ce faci? Sunt bine, tu? Drumul, ești ok? Da. De ce nu anunța pe nimeni că ajungi? Ce să mai anunț? Cum am aflat, am venit. Oh, Doamne. Cât de repede am putut. Ce spunea domnul doctor? Ai auzit ce s-a întâmplat? Acum îi transmiteam tatălui dumneavoastră că este doamna în afară oricărui pericol. Da, suferit un preinfarct. Și dânsul spunea despre posibilitatea de a o interna într-un azil de bătrâni pentru a fi mult mai îngrijită. Gândește-te că e singur acolo și se poate întâmpla ce, uite ce s-a întâmplat. Da? Eu nu pot să vin în fiecare zi din Italia și nu pot să, da, să stau cu grijă în fiecare minut că se poate întâmpla ceva. Nu se convine chestia asta și tu știi. Ea nu o să vrea să plece din casă niciodată.
Știu asta, dar cum spuneam un pic mai devreme, ceea ce se întâmplă și situația în care e singur acolo și poate oricând se întâmple ceva și să nu o găsească nimeni, tu ești mai tot, mai stai, mai pleci pe acolo, poate să o găsești singur în casă, căzut acolo și, Doamne ferește. Tu îi dai vestea, nu eu. Da, o să vorbesc eu cu ea, zi seama că nu o să-i convine, da? Da, puteți să o vedeți, dar mai așteptați 20 de minute pentru că acum mi se aplică un tratament. Bine, eu îmi făceam un ceai, mă duc să îl iau și mă întorc. Nu-ți vorbim, eu mai stau un pic de vorbă cu domnul doctor. Nerăbdătoare să pună mâna pe averea bunicii, Natalia ia decizii disperate. Nati! Nati, ai venit! Ce faci, bună? Nati! Și Costi, unde-i Costi? Costi? Și el a fost? Costi, să ia de mâncare, sau să ia ceva de mâncare, oh. Era foarte frumos. Dar acum cât timp am plecat de aici? Cam jumătate, doar nu, nu știu. Nu știu ce bine că ai venit, să ai grijă de mine. Ai văzut ce-au vrut să facă să mă omoare? Nenorociti, știu, am auzit. Doamne Dumnezeule, nu a putut să facă asta. Puteau să ne omoare pe mândouă buni, tu nu-ți dai seama că sunt prietenii mei. Puteau să ne facă, Doamne Dumnezeule, te puteau să ne facă. Puteau să ne omoare pe mândouă buni, tu-ți dai seama. Nati, nu, ai grijă. Ai grijă cu prietenii tăi. Am grijă, dar tu cât mai vrei să mai trăiești? Trebuie să trăiesc ca să fim împreună și să ai grijă de mine. Trebuie. Și am să trăiesc mult. Dar cum să am eu grijă de tine, bunii? Când eu am vârsta pe care o am, eu trebuie să mă distrez, eu trebuie să ies. Și tu ce faci? Stai pe capul meu, aiurea. Stai pe capul meu când vreau să mă duc undeva, te răcești, te îmbolnăvești la ură la mine. Nu pot să cred. Tine acasă, să am grijă de tine. Bunica, bunica. Nu pot să cred, tu nu ești așa, tu ești bună, Nati. Și am fost bună cu tine, Nati, nu. Ascultă-mă, te rog frumos, tu trebuie să te duci, pentru că nu mai ai ce să mai faci aici. Ai o grămadă de bani pe care eu trebuie să iau, tu înțelegi chestia asta? Tu înțelegi că eu trebuie să merg în vacanțe și să-mi trăiesc viața, pentru că sunt tânără și sunt frumoasă. Am o grămadă de lucruri de făcut, nu să stau să am grijă de tine. Nu, am grijă de tine, care mi-ai mâncat stricați, mi-ai mâncat zilele. Și ăla care urlă la mine că să am grijă de tine. Cum să am grijă de tine, femeie? Că nu te mai suport de niciun fel. Natalia nu a reușit să dovedească nimic din acuzațiile pe care le-a făcut. În schimb, toți ceilalți și-au negociat pedepse mai mici în schimbul mărturiilor, prin care au arătat că ea a fost inițiatoarea oribilului plan. Clipul filmat pe ascuns de Vladimir a înclinat balanța definitiv, iar acum pe Natalia o așteaptă ani grei de pușcărie. Ce poate strica un copil inocent transformându-l într-un adult rău? De foarte mult timp există această dispută între cei care susțin argumentul moștenirii genetice și ceilalți care susțin argumentul influenței mediului asupra
formării și dezvoltării copilului. Realitatea este că mediul are o importanță deosebită și în mod deosebit mediul familial. Un copil care crește într-un mediu lipsit de reguli, lipsit de limite, lipsit de afectivitate, lipsit de atenția părinților, într-un mediu în care nu este responsabilizat corespunzător, ci este răsfățat și îi se permite să facă absolut tot ce își dorește fără să suporte niciodată consecințele faptelor sale, poate să se transforme într-o persoană lipsită de moralitate sau, cum mai spunem, într-o persoană lipsită de caracter. Nu vă deranjează dacă mă uit prin curte? Vă rog eu frumos. Dacă dumneavoastră o să găsiți aici vreun animăluț maltratat sau chinuit, eu vă dau voie să faceți orice. Cum ați ajuns, mă? Domnule Dinică, ne-a închis Alex aici. Fugi mai acolo, când îți spun. Lăsați-o să plece. Fugi acolo, lasă că fac ce vreau eu, da? Nu reușim să dăm de colega noastră, Rina, și... V-ați gândit că poate ești la mine, nu? Poate a noptat aici, poate. Ați văzut și unde am ajuns, a? Din vina ta, domnișoară, dumneata cu ONG-ul tău, a? Cu animăluțele tale, a?